Majoritatea emigranților musulmani aleg America de Nord datorită oportunităților educaționale și economice. Alții vin aici pentru a scăpa de opresiune. Rare ori unii musulmani, precum frații Tsarnaev, atacă națiunea care i-a primit. Vajdi Iskander este un fost musulman din Sudan. Când ajung aici, musulmanii se schimbă brusc, devin fanatici. Guvernul nu poate face prea multe ca să protejeze Statele Unite de fanatismul islamic. Cum ar trebui să reacționeze americanii pe lângă rugăciune? O nouă serie de învățături creștine numite Truth Unlocked oferă o abordare educațională și spirituală. Cred că va echipa națiunile noastre ca să lupte împotriva terorismului și ca să lucreze cu cei care vin aici de care trebuie să avem grijă. Musulmani pe care Dumnezeu i-a adus aici ca noi să le prezentăm Evanghelia. Seria de învățături oferă o înțelegere a credinței islamice. Tim Clemens este coproducător al acestei serii. Ideea a venit în urma interacțiunii copiilor noștri cu alți copii musulmani la școală. M-am simțit nepregătit și ignorant față de o altă cultură care a venit în țara noastră. Moderatoarea emisiunii pentru femei a canalului Al Hayat apare în această serie. Ea s-a convertit de la islam și spune că occidentalii ar trebui să înțeleagă cultura islamică înainte să se împrietenească cu un musulman. Un bărbat și o femeie primesc un cuplu de musulmani în casa lor. Bărbatul va vrea să dea mâna cu femeia invitată. Ea se simte ofensată pentru că este acoperită și nu ar trebui să dea mâna cu un bărbat. Gazda tocmai a încălcat o regulă. Va dura o vreme până când vom corecta anumite lucruri. Atentatele precum cel de la maratonul din Boston i-ar putea împiedica pe oameni să își dorească o relație cu musulmanii. Mostafa spune că nu ar trebui să ne fie frică să ne împărtășim credința pentru că musulmanii sunt flămânzi după o relație cu Dumnezeu. Când un creștin vine și îl prezintă pe Dumnezeul pe care îl iubește, căruia îi se închină și alături de care trăiește, el deschide ochii și inima multor musulmani. Când musulmanilor li se oferă libertatea de a-L alege pe Hristos, o fac în număr foarte mare. Iar creștinii nu trebuie să citească Coranul înainte să-i evanghelizeze pe musulmani. Este mult mai important pentru musulmani să înțeleagă ce spune Evanghelia și cum li se aplică lor personal. Mostafa spune că creștinii ar trebui să spună adevărul. Întreabă-i pe musulmani cine este Dumnezeul căruia îi se închină și spune-i adevărul, că noi nu ne închinăm aceluiași Dumnezeu și spune-i de ce. Un alt DVD intitulat Departe de acasă, un Occident diferit, va fi disponibil în viitorul apropiat. Diferența majoră este că prima serie este adresată americanului de rând, pe când următoarea va fi dedicată musulmanilor. Va fi o unealtă de evangelizare a musulmanilor din întreaga lume. Majoritatea instrumentelor de evangelizare sunt create și prezentate de creștini din Occident. Această serie este realizată de foști musulmani care acum îl urmează pe Isus. Creștini care au crescut cu o mentalitate creștină, dar acum avem musulmani convertiți la creștinism care înțeleg exact prin ce trec ceilalți musulmani. O unealtă care răspunde concepțiilor greșite și întrebărilor despre creștinism. Când eram musulmană, mă întrebam mereu cum a putut Dumnezeu să ia trup de om și să vină pe pământ. Cred că întrebarea este, de ce ar face Dumnezeu așa ceva? Dilema a fost rezolvată când am aflat că Dumnezeu nu doar s-a coborât la nivelul omului, ci îl iubește pe om. E vecinul meu, colegul meu de muncă, colegul de școală al fiului meu. Sunt persoane care au nevoie de Hristos la fel de mult ca și mine. O revelație care înlocuiește astfel de fapte cu mai multe de acest fel. Domnul Bay spune că știrile care vorbesc despre amenințările Coreei de Nord către America și Coreea de Sud îi sunt foarte cunoscute. De mic copil am fost învățat că dușmanul numărul 1 sunt Statele Unite.
Reporterii CBN au luat măsuri de precauție pentru a-i proteja identitatea. Bei s-a născut în Coreea de Nord. Am trăit într-o continuă stare de război. Guvernul anunță de 2 sau 3 ori pe an că intenționează să atace dușmanii. Bei face parte din a treia generație de creștini nord-coreeni care au dezertat în Coreea de Sud. Viața lui de creștin din Coreea de Nord este descrisă în cartea Acestea sunt generațiile. Viața ta este în pericol din clipa în care te hotărăști să-L accepți pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Este prețul pe care îl plătești pentru că ești membrul Bisericii Subterane. Un preț pe care el și familia sa l-au plătit deja. Bei a fost închis pentru un an fără să fie acuzat, fiind doar suspectat de activitate creștină. Întreaga mea familie, copiii și părinții mei evanghelizau mereu oamenii. Desigur, am făcut aceasta în secret și a trebuit să avem grijă, dar autoritățile au devenit suspicioase. El a fost eliberat din închisoare fără să fie acuzat. Bei spune că a fost o minune, dar alții nu au fost atât de norocoși. Câțiva membri din familia sa, printre care mama și frații lui, se află într-un lagăr de concentrare din Coreea de Nord din cauza activităților de evangelizare. Am fost trimiși într-un lagăr de concentrare pentru că autoritățile au găsit în casă o Biblie și câteva broșuri de evangelizare. 200.000 de deținuți sunt închiși în lagărele de concentrare din Coreea de Nord. Se estimează că 30.000 sunt creștini. Bei lucrează acum pentru a câștiga țara lui pentru Hristos. El colaborează cu Eric Foley, un american care locuiește în Seul, și îi învață pe dezertori cum să vestească Evanghelia eficient. 80% din dezertorii nord-coreeni păstrează legătura cu familia rămasă în Coreea de Nord. Aceasta înseamnă că linia întâi de slujire în Coreea de Nord nu este la granița cu China, ci aici, în Seul. Într-o clădire, nu departe de centrul Seulului, Foley susține în mod regulat cursuri de evangelizare pentru coreenii care au dezertat din Coreea de Nord. El consideră că aceste persoane sunt importante pentru evangelizarea nord-coreenilor răspândiți în întreaga lume. Coreea de Nord este în relații bune cu Rusia, Mongolia și China, unde sunt trimiși muncitori timp de un an până la 10 ani, așa că dezertorii nord-coreeni pot evangeliza membrii familiei lor nu doar întorcându-se în Coreea de Nord, ci mergând chiar și în China, Rusia, Mongolia și Asia de Sud-Est. Bei și Foley spun că cea mai bună metodă de a ne ruga pentru Coreea de Nord în aceste vremuri tensionate este să ne amintim de membrii bisericii subterane care lucrează din umbră. Ei sunt cei credincioși care suferă atât de mult ca să-L vestească pe Iisus. Rugați-vă ca să primească mai multă putere și îndrăzneală. Cel mai impresionant este că slujirea lor nu se schimbă nici când Kim Jong-un se laudă cu sabia lui, ci ei continuă să fie credincioși în vestirea Evangheliei. De 35.000 de cetățeni irlandezi au protestat în Dublin în luna ianuarie ca să spună guvernului să nu modifice legea Provita. Irlanda este una dintre ultimele țări din Europa care protejează copiii nenăscuți. Dar aceasta s-ar putea schimba curând. Restricțiile Irlandei au intrat sub presiunea internațională și au fost atacate în presa irlandeză. Iar acum legislația Provita este învinuită pentru moartea unei femei gravide. Presa irlandeză și grupările pro-avort au mediatizat cazul unei gravide de naționalitate indiană în vârstă de 31 de ani, care a murit din cauza că n-a putut face avort. Dar informațiile au fost complet eronate. Naim Ubrian este unul din liderii naționali pro-vita. Când s-a aflat de moartea Savitei, cazul ei a fost exploatat de susținătorii avortului. A devenit o știre internațională, iar din cauza legislației pro-vita, presa internațională acuză Irlanda de moartea Savitei. Savita Halappanavar a murit anul trecut la spitalul universitar din Galway din cauza unei septicemii. Soțul ei pretinde că a cerut în repetate rânduri efectuarea unui avort pentru a-i salva viața. Presa a prezentat cazul spunând că a murit din cauza că nu a făcut avort. Dar ancheta a dezvăluit faptul că Savita a murit în urma unei infecții cauzate de o serie de erori medicale. Dar presa a continuat să spună că a murit din cauza că nu i s-a permis să facă avort. Medicul Sean O'Donnell este psihiatru și lider pro-vita. Presa irlandeză a spus presei internaționale, uitați-vă la Irlanda. Irlanda catolică lasă oamenii să moară pentru că nu pot face avort.
allowing people to die because they can't have abortions. Grupările pro-avort doresc adoptarea unei legi pe care Curtea Supremă din Irlanda o numește cazul X și care ar permite mamei să aborteze dacă viața ei este în pericol. Dar experții cred că aceasta ar duce la efectuarea de avorturi la cerere. Sinead Ahern este de la organizația Choice Ireland. Fiecare zi în care guvernul nu aprobă cazul X este o zi în care drepturile femeilor sunt încălcate și viața lor este în pericol. Mesajul că viețile femeilor sunt în pericol din cauza legii împotriva avortului este complet eronat. Statisticile arată că Irlanda este unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru o femeie gravidă. Medicii irlandezi pot interveni atunci când femeia gravidă este în pericol de moarte. Vor interveni mereu când viața mamei este amenințată, chiar dacă aceasta presupune moartea copilului. Avortul este interzis de 30 de ani în această țară. În această perioadă am devenit unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru ca o femeie să nască. Iar Națiunile Unite spun aceasta. Prim-ministrul irlandez Enda Kenny a fost ales pentru că a promis că nu va legaliza avortul, dar deja ezită. Protestatarii pro-vita i-au cerut lui Kenny să se țină de promisiuni. Se crede că Parlamentul irlandez formulează deja o legislație care să permită avortul dacă mama este pe moarte. Chiar dacă majoritatea irlandezilor susțin viața, legislația pro-vita din Irlanda este în pericol. Singura țară din Occident care mai protejează viața este pe punctul de a legaliza avortul. Uniunea Europeană a pus presiune asupra Irlandei ca să schimbe legislația. Liderii pro-vita spun că s-au cheltuit milioane de dolari. În fața unui astfel de atac, susținătorii vieții nu pot decât să iasă pe străzi și să câștige inimile oamenilor. Dar forțele care luptă împotriva legislației actuale sunt foarte puternice. Mișcarea pro-vita luptă puternic. Nu putem lăsa ca anul acesta să fie legalizat avortul și etica pro-vita să fie distrusă pentru totdeauna. Toamna trecută, un grup ateist a făcut o plângere împotriva școlii din Kunce și a spus că versetele de pe pancardele sportive ar trebui interzise, dar majoretele au susținut că li se încalcă libertatea de exprimare și au intentat un proces. Un judecător a decis că majoretele au dreptul să își afișeze mesajele. După hotărâre, majoretele au fost în culmea fericirii. Noi suntem majoretele și suntem mulțumitoare că judecătorul a decis în favoarea noastră. Cu siguranță, Dumnezeu a lucrat la inima lui. Totul a început când aceste majorete creștine s-au plictisit să vadă aceleași mesaje negative afișate la începutul meciurilor de fotbal. În trecut, majoretele afișau mesaje precum să-i batem pe urși, să doborâm echipa Cougars. Avocatul Justin Butterfield a fost numit de Institutul Liberty ca să le reprezinte pe majorete. El spune că fetele au început să afișeze mesaje pozitive și versete încurajatoare, dar unii au simțit că separarea dintre stat și biserică a fost încălcată. Ca să fie o încălcare a separării dintre stat și biserică, ar fi trebuit ca mesajele să vină din partea guvernului. Iar în acest caz, mesajul a fost mereu transmis de majorete. Fetele au venit cu ideea. Majoretele au scris acele pancarde sau au plătit pentru ele. De fapt, inspectoratul școlar a încercat să le oprească pe majorete, lucru care l-a intrigat pe avocatul Jeff Mather. Este un alt caz în care guvernul spune oamenilor ce pot și ce nu pot spune. Aceasta nu este America. De aceea avem primul amendament. Se numește Piatra Revelației lui Gabriel. Este un manuscris care îl prezintă pe cel care a declarat de 3 ori Eu sunt Gabriel, același înger care i s-a descoperit lui Zaharia în primul capitol din Luca. Din câte știu eu, sunt singurele ipostaze din literatura ebraică și creștină în care găsim expresia Eu sunt Gabriel. Savanții spun că tableta de piatră este comparabilă cu un manuscris de la Marea Moartă bătut în piatră. Textul este scris cu cerneală pe 2 coloane, iar stilul este asemănător pergamentelor de la Marea Moartă. Unii cred că tableta a fost găsită lângă Marea Moartă, dar nimeni nu știe exact pentru că un colecționar a cumpărat-o în anul 2000 de la un comerciant de antichități. Experții spun că manuscrisul este autentic. Este evident că piatra a fost gravată în vremea lui Irod cel Mare. Chiar dacă îngerii sunt menționați de multe ori în Biblia ebraică, doar în cartea Daniel se menționează numele a 2 îngeri, Gabriel și Mihail. Acești îngeri menționați pe piatră.
Two angels are mentioned by names, Gabriel and Michael. The same two angels mentioned in the stone. Sunt 87 de linii de text pe această piatră, dar doar 40% sunt lizibile, așa că înțelesul este destul de neclar. Din câte știu eu, s-au propus 5 citiri diferite ale mesajului de pe piatră. Cu toate acestea, toți sunt de acord că mesajul face referire la un atac asupra Ierusalimului și vorbește despre speranța izbăvirii lui Dumnezeu. În linia cu numărul 80 se face referire la 3 zile, mulți crezând că se referă la înviere. Acum, unii cred că se referă la un semn. Îngerul Gabriel joacă un rol important în pasajul dramatic din primul capitol din Evanghelia după Luca, unde îi se descoperă lui Zaharia și Mariei. Este prima dată când tableta este expusă în Israel. Este o expoziție mică care conține această piatră și alte 6 manuscrise, care fac referință la apariția lui Gabriel ca și figură profetică importantă și a reapariției lui în literatura biblică ebraică, creștină și islamică. Directorul Muzeului Israel, James Snyder, spune că expoziția completează o altă expoziție, 30 de tone de materiale care fac referire la regele Irod. Ne permitem să observăm o singură perioadă de timp în care regele Irod a construit întreg Ierusalimul pământesc. Textul despre apariția îngerului Gabriel se leagă de momentele de neliniște care ne provoacă să reflectăm la distrugere, răscumpărare și la Ierusalimul ceresc. Asociația Viața în Iisus Hristos va organiza anul acesta cea de-a 7-a ediție a Școlii de Ucenici. Acest proiect vizează generația tânără și formarea acesteia. Școala de Ucenici se adresează tinerilor peste 18 ani, tinerilor care au o relație cu Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și care își doresc mai mult. Școala de Ucenici este sub autoritatea spirituală a misiunii Viața în Iisus Hristos, misiune cu sediu în Vâlcelele Bune, județul Hunedoara. O misiune ce încearcă și are ca scop formarea de ucenici, de oameni puternici în împărăția lui Dumnezeu. E foarte interesant să vezi tineri care vin la școala de ucenici cu un scop, cu niște concepții, cu niște idei, cu fițe chiar, și să vezi cum merg de acolo transformat și schimbat. Atinși de Dumnezeu, oameni deja care cunosc planul lui Dumnezeu pentru viața lor, oameni care și-au dat seama de limitele lor, de păcatele lor, de defectele lor, și e extraordinar lucru să vezi cum acești tineri merg și pun toate aceste lucruri la cruce și se întorc acasă cu un suflu nou, transformați, eliberați, mai încrezători în ei și nu pentru că sunt ei cineva, ci pentru că Dumnezeu a pus ceva în ei. Liderii acestei lucrări sunt Angelica și Matias Wenger, cărora li s-au alăturat alți lideri dedicați educării generației tinere, printre care Pică Menger, Mirela Pețan, Sani Trancă, Florin Lupean și alți invitați surpriză. Îi sfătuiesc pe toți tinerii care nu au ce face vara aceasta sau care vor să-și petreacă vara într-un mod diferit să facă acest pas. Trebuie făcut prin credință. Vor avea parte de excursii, vor avea parte de cursuri, vor avea parte de trezit la 6:20 dimineața și de culcare la ora 10:30, vor avea parte de muncă practică, tabere, ce mai, o vară extraordinară, 7 săptămâni pline. Tinerii care doresc să beneficieze de o vară inedită prin participarea la această școală trebuie să știe că sunt câteva criterii pe care trebuie să le îndeplinească. Păi în primul rând să aibă 18 ani. Foarte rar trecem peste această regulă. Doar dacă au o recomandare foarte puternică și întemeiată din partea unui lider din biserică. Apoi, o relație cu Dumnezeu, să fie născut din nou. Fără acest lucru nu putem să începem să lucrăm cu ei, nu putem să punem, dacă vreți, bazele uceniciei. De aceea, tinerii care vin la această școală trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să fie dedicați, dornici de schimbare, ascultători și disponibili. Fără lucrurile acestea, le va fi foarte greu să facă față la școala de ucenici. Dar se merită. Ca și organizatori, încercăm să nu depășim 15 persoane. Ideal ar fi între 10 și 15 persoane.
De ce numărul acesta destul de restrâns de participanți? Pentru că dacă sunt mai mulți, nu putem să avem grijă de ei, nu putem să ne implicăm, nu putem să discutăm, nu putem să consiliem. Tinerii care doresc mai multe detalii sau care doresc să participe la cea de-a 7-a ediție a Școlii de Ucenici, trebuie doar să acceseze site-ul www.viața-in-isus.ro, site unde găsiți despre școala de ucenici și despre alte activități și conferințe, seminarii pe care noi ca și misiunile le organizăm. Acolo veți găsi toate detaliile și multe alte detalii pe care nu am apucat să le spun aici. Veți găsi de asemenea formular, îl veți completa, îl veți trimite prea adresa de e-mail pe care o găsiți acolo și o să vă contactăm noi.